Ce îmi place să mănânc aici, astăzi am venit până la shawarma de la Socului, aici în Titan sau nu știu în ce zonă este. Mulți mi-a zis după ce am mâncat la Dristor să vin și aici să văd cum e shawarma, căci că e foarte bună și hai să intrăm. Bun, mi-a ajuns shawarma, mi-a luat o shawarma mică de vită la 24 de lei, un Pepsi la 6 lei, total 30 de lei. A, bă, dar asta e mare rău, gen, uitați-vă. Mi-au pus o ceva sos de usturoi, ketchup, cred că mi-au mai pus și alte sosuri. Hai să vedem cum e. Bă, nu mă așteptam să fie așa bună, mă. Sosul ăsta de usturoi incredibil. Bun, bă, știi, shawarma a fost rupere, sosul ăla de usturoi a fost incredibil de bun. Sosul mi-a plăcut mai mult decât ce era la Dristor, ăsta e adevărul. Carnea, așa, aia parcă mi-a plăcut o leacă mai mult. No, și acum mă duc la Socului, ăla de lângă Arena Națională, de lângă stadion. Și o să mănânc acolo ceva shawarma cu carne de pui. Bun, și acum am ajuns și la Socului ăsta alt. Și hai să vedem cum e shawarma. No, mi-am luat la pachet. Am zis că nu e așa lung drumul până acasă și o să mănânc acolo mai liniștit. Aici nici nu prea sunt mese. Am o aștept Uber-ul să vină și ne auzim acasă. Na, bun, am ajuns acasă. Aici e shawarma de pui la 20 de lei. Stați așa să caut bonul. Da, shawarma mică de pui, 20 de lei. Bun. Hai să mă pun aici pe scaunul ăsta, ne? La asta, la shawarma asta i-am zis să-mi pună ardei, dar bă, atâția mi-au pus, deci nu pot să cred, bă. O luat cu cleștele alea și o turnat acolo, ia. Așa mi-au pus și dincolo castraveți, murați. Aș fiți atenți, mă, câți ardei mi-a pus ăsta. Deci numai ardei mi-a pus ăsta, mă. Hai să văd, de-aia... Da, ziuț, mă. Deci am trebuit să stau să culeg pe ardei. Hai că până am numai 4 am găsit. Bun, hai să o băgăm. Bă, deci sosul ăsta de usturoi e incredibil de bun. Am prins un ardei aici, nu? Thank you.
Bă, deci încât e pungi, mi le-o pus, mă. Și asta mai are una. Oh. Asta mai are ceva pe aia. Așa. Ah, ok, asta e ultimul veliș. Bă, deci mi-a pus asta la ardei, mă. Încă unul, încă unul pe aici. Mai, deci pe final ce să zic? Aș fi vrut să fac un versus Dristor versus Socului, dar să mânc în același timp de n-am în două. Păcat că atunci când am filmat la Dristor n-am știut de shawarma asta de la Socului. Sosul ăla de usturoi, din punctul meu de vedere, face aproape tătă shawarma, deci e incredibil de bun. Poate că există și alte sosuri, nu știu, dar asta de usturoi e foarte, foarte bun. O comparație cu Dristor, a zice că mi-a plăcut, asta e adevăr, mai mult la Socului din cauza sosului. Ce nu mi-a plăcut e că mi-a pus... No, ați văzut și castraveți murați, mi-au pus așa tăți într-un loc și ardei din ăștia mi-au pus destui. No, cred că mai ies ardei, sigur mai ies în shawarma. Carnea e destul de bună, dar nu e foarte complicată shawarma. Vedeți, are mai mult varză, niște castraveți murați, sosuri, cartofi și carne. Shawarma nu e nu știu cât de complicată, dar e multă. Da, de shawarma e multă de numă. Asta e faza mea. Uitați-vă, și de-aia iese de aici. Da, deci shawarma e bună, alunecă pe gât în jos și ne auzim data viitoare.